It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here. Ia uite, se dansează în tribune la noi. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. Mulțumesc. Bună seara. Bună seara. Cum vă cheamă? Mă numesc Gabriel Tora, am 46 de ani, sunt din Mangalia. Și cântați, domnul... cântați, în general cântați, faceți din chestia asta... Da, îmi place să cânt și cânt cât de des pot. Câștigați bani din asta? Cânt din plăcere în momentul de față și când să-i vezi cu ocazii, cine mă dorește. Sunteți evaziv. Iubesc muzica, deci nu cânt doar pentru bani. Mișto asta, da. Îmi place. Îmi place foarte mult. Mulțumesc. Dar înseamnă că dacă nu cântați doar pentru bani, din dragoste de muzică, faceți și altceva, nu? Da, în mod normal sunt pictor. Am înțeles. Aveți aliur așa de artist. Cred că Tudor are întrebarea asta pe limbă, dar eu furio, iartă-mă. Pictați și noduri? Da, mai ales de bărbați. Am o rugăminte. Avem un model. În sfârșit, eu am fost chemat în permanență la pictor, dar am refuzat. Dacă mă chemați, o pictură rubensiană în ars. Doamna pictează cai. Cai? Nuduri de cai. Ai zis gol pe cal? Ai zis? Nuduri de bărbați. Și cai. Bărbați împreună. Deci chiar pictați nuduri de bărbați și cai împreună? Împreună, da. Împreună? Da. Scene de bătălie. Da. Iertați-mă, dar mă simt... cal. Uite, de exemplu, eu puteam să fac asta. Deci eu deja mă simt ca în am o imagine în cu Brenciu gol pe un cal. Nu pot. Sumim, da. Mi-a băgat o imagine în cap acum. Mă simt ca în filmul lui Sorrentino La Grande Bellezza, adică un cal, Horia Brenciu dezbrăcat jumate dată. Dar cum ar fi și Brenciu Pumponei gol? Cum ar fi? Nu, stați puțin. Dacă vă uitați așa la noi pe care ați dezbrăca. Pe toți. Nebunule! Să fie maestre. Bătălia de la... Nu, dar eu zic... Vă rog frumos, stai așa. Deci vă rog frumos. Nu-mi pare rău. Termină. Aș vrea să pictăm nu. O scenă a bătăliei de la Vocea României. Acum Brenciu, vă rog. Bine, mă, bine, fie, asta e viața. Dacă e bine. Nu mă interesează pe mine. Îmi pare deci rău, e bine, dar domne. Nu pot să... Asta e. Nu e mă bine. Interesează. Băi, copii, închideți televizorul. Nu mă interesează. Și calul, aduceți un cal. Vă rog, eu am plecat. Uite-te, Irina, că pierd șansa asta de bună.
Și acum vreau să văd bătălia. Asta vreau să văd. Dar eu nu vreau să pozez nud, eu vreau să pozez cal. Haide, Tudor! Oh, man. Haide, Tudor! Bă, nu se poate așa vine ceva. Nu, asta merită o sculptură. O sculptură vreau să văd așa. Și o punem frumos la Victorii. Iertați-mi reacția. Nu chiar simțeam chestia asta. M-am dezbrăcat și pentru salariu, să știți. Adică a fost un moment cool, da. Eu am fost în elementul meu și cred că toată lumea din sală. Să știți că oamenii s-au bucurat, au dansat. A fost perfect. A fost foarte frumos. Vă mulțumim frumos. Vă rugăm. Noi practic am pus această scenă din memorie. Și să ne trimiteți. S-ar putea să pictezi această scenă in memoriam. Vocea României. 20. Nu știu, oameni bătâni și fără minte, mi se pare. Nu știu ce să zic. E o imagine pe care aș vrea să o șterg din memorie. Tudor îi place mult să stea dezbrăcat. Nu înțeleg de ce lui Brânciu i-ar plăcea să fie călărit. Dar oricum a fost un moment penibil.